O ecografie Doppler este o investigație imagistică care se realizează cu ajutorul ultrasunetelor, la care, în plus față de ecografiile obișnuite tisulare, se adaugă și efectul Doppler, se folosește și efectul Doppler pentru a putea investiga sistemul vascular, arterial și venos. Poate fi utilă atât pentru aprecierea riscului vascular al unui anumit pacient, cât și pentru diagnosticul unor anumite afecțiuni. Este indicată în mod special pentru explorarea sistemului vascular, arterial și venos, atât periferic, membre superioare, membre inferioare, cât și cervicocerebral. Prin ecografia Doppler se pot diagnostica leziunile de perete vascular, cum ar fi depunerile de colesterol, ateromatoza, disecțiile de perete vascular, care pot apărea atât post-traumatic cât și spontan la pacienți cu factori de risc. Pot fi investigate cauzele unui accident vascular cerebral, adică stenozele carotidiene, vertebrale, ocluziile de artere cervicocerebrale, trombozele arteriale, trombozele venoase. Nu există o durată standard pentru ecografia Doppler. Aici depinde de foarte mulți factori. Depinde de zona examinată, depinde de experiența examinatorului, depinde de patologia pacientului. În principiu, de la o jumătate de oră în sus, cam așa. O examinare trebuie făcută foarte meticulos, sunt anumiți parametri care trebuie urmăriți cu atenție, parametrii de structura peretelui, parametrii de flux vascular. Nu este necesară nicio pregătire specială a pacientului. Este ca orice ecografie care investighează, de fapt, sistemul vascular și nu are nicio recomandare de pregătire specială. Nu există contraindicații, fiind o investigație neinvazivă, neiradiantă, care se efectuează cu ultrasunete. Nu există nicio contraindicație. Se poate face indiferent de starea pacientului, de vârstă, de graviditate și așa mai departe.